După dinei, astăzi o să facem niște multe, multe opening. Astăzi câte că o să fim chiar și fotbaliști. Și ai să fii cu voi. Uite și fotbaliști să fântă. Păi și dimineața, nu știu ce să fac. În fine. Uite și să șofim, să mergem la icon. Ok, bine, știu că am cerut alea. Sunt a patru din alea, că nu mi-a dat niciodată. Oameni, dar mereu Un milion de utilizatori vizitează lunar OLX locuri de muncă. Nici un loc de muncă că nu fi și vreau să apușa oameni în afară pe OLX incredibil. Wow, ce tare, hai. Și nici așa fiu. Da, acum trebuie să-l deblochez pe Alonso, că l-am deblocat pe Stephen Gerrard. Mamă, bă, frate, dacă mă întrebați de ce am echipa mea 100 ofere, ce înșel să fiu, deci nu vreau să-l spun de ce. Că am vândut niște fotbaliști, da? Și am cumpărat alți 99. Da, parcă am primit foto 100 de milioane de coins. Ok, 2-0 pentru noi. Ce tare. În fine, hai cu poate Lunin. Lunin, portarul ăla 7 la Real, glumesc, nu e slab. Ok, te fac de foarte slab, ca obiectul la primul meci cu contra și România. România, pardon, România, în fine, România a pierdut 3-0, nu? Sau, da, 3-0. A pierdut Ucraina. Bă, incredibil! Era aproape chiar 4-0, dar sincer să fiu. Că a fost parcă un gol, dar nu s-a pus, fiindcă a fost și offside. Și nu s-a pus golul. Mă înșeleșești? Bă, da, prea fost mult o fan lui, fiindcă efectiv fără el nu câștigam meciul ăla. Glumesc, că cred că nu a dat niciun șut ucrainienii la poartă. Și în ce să fiu, cred că nu știu. Fă-n paște! Bine, frate! Bine! Mă, deși să nu te ia un gol. Imposibil să nu te ia un gol și eu. Opa! Cine a luat-o? Un american. Ok. Hai, te știu. Deși nu ai încercat și tu șoiei.
Ok, fan, paște, nu știu că la toată lumea mă atâta, nu atâta încă un pai. Bă, te era normal, tăpă, 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 te ai un lucru bas. Uite, nu, 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 o să fac și unii tai mei. Hop! 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 Și șut și gol! Bă, frate, 5 la 0 pentru Capicon. Dacă era pe bune Capicon sau Ucraina, cred că ei dea cu 6 la 0, frate. E tutea de tot. Cu totul sunt ucrainienii și sunt buni și au slab, că nu înțeleg. Dacă erau buni, cred că se termina meșul 2-1. Bă, dar ăștia nu sunt buni deloc, frate. Decât îmi iau mișa, nici măcar la poaită nu s-au dus. Nu au reușit. Doamne! Ferește! Și pășește. Cum se poate asta? Doamne! Mai am 3 meșuri. Și 4 meșuri mai am ca să terminăm și ala. În fine, să spune acolo, nu știu. Dar uite să vedem ce surprize sunt tot la 7-4. Ok, e Alonso care jucă la Falciun, la Rapi, la Madrid. Ok. Ok. Da, și este la 5. Da. La 5. Ce mai faci? Bine faci. Ok, vom mergem la main. Ha, să mai încerc să iau niște tași, dacă nu pot. Maxim 14 și am voie, o să iau. Pe bune, și scop, nu fra nimeni. Șomtea. Bă, măcai 4! Măcai 4 într-o și șomtea. Uite, 4 așa la fața mea, fără să... Nici bine nu am intrat și mi-a picat 4 taște. Înțelege și asta mă enervează. Îmi pășește să fiu mâine și poi mâine o să mai dau niște opening-uri taște. Da. Dar dacă le ating și le mișcă fie. Și mișcă fie. Dar în fine ne fetem tata viitoare. Pa!